trebuie să-ți sacrifici propria bucurie, propriile stări de bine, pentru a ajuta pe alții, pentru că este fix opusul. Nu poți ajuta pe altcineva când starea ta nu este cea care îți aduce rezultatele în cale. Totul are legătură cu legea atracției. Când vrei ceva, ai nevoie de starea potrivită, acea stare pe care o ai în recunoștință când deja ai acel ceva. Îți conservi energia și înveți ce să nu faci. Energia nu o folosești pentru scopuri personale, ca doar tu să câștigi, ci îți folosești creativitatea, imaginația, convingerea și sensibilitatea să creezi echilibru.